Bună ziua! Dumneavoastră sunteți referentul de aici? Mă rog eu. De la spațiu. Locativ. Da, adică ce vă întreb eu? Parcă aici poate să fie și altfel de spațiu decât locativ. Sigur că nu poate să fie. Da, spațiu cosmic nu e spațiu? Ba da, cum? Și la primărie nu poate să existe un serviciu pentru spațiu cosmic. Nu vă supărați. Dumneavoastră, în ce problemă ați venit la noi astăzi, aici, acum? Păi, pentru spațiu. Mm-hmm. Ce? Aici nu e spațiu? Da, sigur că da. E spațiu. Dar vă rog, ce ați dori? Păi, nu m-ați întrebat. Acum vă răspund. Vă ascult. Eu doresc să știu în ce fel și ce formă trebuie îndeplinită ca să pot primi o persoană în spațiul meu locativ. Simplu. Faceți dumneavoastră o cerere. O timbrați cu un timbru de 3 lei. Adică cerere scrisă. Scrisă. Da. Pentru că există și cerere verbală. Da, știu, sigur, există. Da. O cerere verbală poate fi timbrată? Nu, nu poate. Dar vă rog mult mai repede, mai pe scurt, pentru că așteaptă foarte multă lume pe coridor, publicul cu care noi stăm de vorbă. A, da, da, da. Au și ei cereri? Da, sigur că au și ei cereri. Scrise? Da, poate să existe și cereri scrise, și cereri verbale, și altfel de cereri? Nu, nu se poate, nu, nu. Ba da, există o cerere în căsătorie. A, asta e dincolo, la sector, la starea civilă. Aici e spațiu locativ. Păi da, știu. Da, vă rog. Și unde să lipesc? Ce să lipiți? Timbru. Pe cerere. Păi, bineînțeles, pe cerere. Dar unde? Adică, înțelegeți, în ce loc? Peste semnătură? Nu, dacă puneți pe semnătură, nu se mai înțelege semnătura, nu? Bineînțeles. Atunci, unde lipesc? Pe colț. Bine. Dar în ce loc anume? Pe cel din dreapta, vă rog. Sus! Dar are gumă? Ce să aibă gumă? Timbrul. Ca să se lipească. Are gumă, da, are. Șterge și cerneala? Cine să șteargă cerneala, vă rog? Guma. Există gumă de creion și gumă de cerneală. Doamnă. Da. Doamnă. Am înțeles. Dumneavoastră aveți nervi. Da. De ce vă trebuie nervi? Adevărat. Da. De ce trebuie să am eu nervi? De altfel, eu știu că fără nervi nu poate funcționa nimica. Adică totuși vă trebuie nervi. Da, sigur. Mai aveți nevoie de ceva? Da. Da. Bravo. Ce anume? Un furtun. Pentru aragaz. Un furtun? Da. Dar eu nu-l cumpăr de aici. Înțeles? Numai că nu știu cum se zice. Furtune pentru aragaz? Sau furtunuri pentru aragaz? Doamnă, vă rog foarte mult, pe mine mă scoateți din sărit. Așa ceva nu se poate. E gata. Aici trebuie scurt, repede. Gata. Am foarte terminat. Repede. Da, de unde îl iau? De la Tehnometal. Timbrul? De la Tehnometal? Furtunul, vă rog, timbrul luăm de la tutungerie. Mulțumesc. Asta știu. Da, ascultați, vă rog. Da. Ce faceți dumneavoastră luni între 3 și 5? De ce? Să te trimit la colegul meu de alături, care lucrează tot cu publicul. Știu. El m-a trimis aici.